Introducere minunată. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Astăzi o să fie un episod semi-motivațional și vreau să vorbesc despre cum muncesc românii. Vedeți, noi suntem români și cumva sunt anumite chestii care ne caracterizează. Stați să văd dacă am dat drumul la microfon. Da. Și unul dintre... Avem multe chestii faine, dar nu vreau să critic acum poporul nostru, dar... Nu prea ne place să muncim sau considerăm că nu e ok, nu e firesc să muncești sau nu e ok să muncești prea mult. Este deja ora 8, eu m-am trezit astăzi la 6 și cam așa sunt zilele mele, muncesc destul de mult. Îmi și place ce fac, asta este, dar este destul de mult de muncă. Nu mă plâng, dar îmi place să muncesc. Mâine plec și puteam să promit clienților că o să le verific mașinile săptămâna viitoare, dar am făcut un efort. Îmi place să muncesc și consider că munca înnobilează pe un om. Eu sunt bărbat și mie îmi place să fiu mândru de munca mea. Nu știu, cred că n-am fost așa dintotdeauna. Îmi aduc aminte în liceu că nu eram mândru de ce făceam și nu știu. Nu mi-am dat silința la facultate, în liceu și așa. Dar de la un timp am început să fiu mândru de munca mea, mai ales de când am început Mașina Potrivită. Și cred că mulți dintre voi nu știți povestea din spatele ce e cu Mașina Potrivită și ce am făcut eu înainte și cum am început și de ce am început și ce skill-uri îți trebuie ca să faci ce fac eu. O să vă povestesc chestiile astea dacă sunteți curioși, mi-ar face plăcere. Dar da, am devenit super, super responsabil și îmi dau seama de câteva aspecte. 1. Noi, în general, românii, noi nu ne asumăm munca noastră. Adică facem o muncă și considerăm că, da frate, am făcut acest telefon și eu ți-l dau mai departe și poate nu-i bun. Dar am făcut telefonul, mi-ai cerut telefon, am făcut telefon. Sau tu îmi cer să muncesc 8 ore și la 8 ore și 1 minut eu zic, bă frate, uite, a trecut timpul. Dar niciodată sau foarte rar am întâlnit români care să se gândească, bă, cine beneficiază după munca asta a mea? Cine? E bună munca mea? E folositoare? Am făcut cea mai bună muncă posibilă? Adică, pe bune acum, câți dintre voi, poate, nu vreau să vă critic, să mă consider eu mai deștept, doar întrebare, câți dintre noi, câți dintre voi, câți dintre, nu știu, ne gândim, băi, cum să fiu mai bun la munca mea? Și nu prea am întâlnit oameni care să se gândească cum să fiu mai bun, cum să ofer mai multe beneficii pentru oamenii care mă angajează pe mine, pentru șefii mei, pentru clienții mei, cum să fiu mai bun, cum să fac lucrurile mai bine pentru ei, cum să mă dedic, nu neapărat cum să fiu mai eficient ca să am eu mai mult timp să stau acasă, dar cum să fac munca mai bună, băi, am făcut telefonul ăsta și uite, se husa asta se crapă. Dar cum să o fac să nu se crapă? Pentru că oamenii aia plătesc un preț și eu vreau să produsul meu să nu se crapă, vreau să țină. Da? Foarte, foarte des, prin servicii, prin reprezentanțe, băi, întâlnesc numai mentalități de astea de cum să îmi fie mie mai bine. Asta este mentalitatea pe care o întâlnesc. Și o văd foarte, foarte des în societatea noastră. Noi la Mașina Potrivită încercăm, băi, e chiar pe bune, încercăm să nu facem asta. Și asta pleacă totul de la mine, eu sunt business owner-ul și încerc să-i insuflu tuturor care lucrează pentru mine și au lucrat pentru mine exact mentalitatea asta. Băi, trebuie să ne gândim ce primește clientul nostru de banii pe care îi dă. Și am avut chiar probleme uneori pentru că am refuzat din când în când joburi, misiuni, nu știu cum să le zic, assignment-uri. Da? Scuze, grammar Nazis, așa vorbesc eu, pentru că am crezut că nu pot să fac o muncă suficient de bună. De exemplu, am avut niște cazuri cu Porsche. Motoarele de Porsche sunt destul de complicate, se ridică capacul ăla destul de greu, sunt tot felul de problemuțe și dacă greșești o mică chestie, mă refer la Porsche 911, Porsche-uri de-astea. Și când oamenii m-au trimis să verific un Porsche, eu mă gândeam, băi, mamă, mișto mașina să o conduc, să vezi ce faină e. Bă, mi-a fost rușine să spun oamenilor, da, domne, eu sunt super expert în Porsche și haide, trimiteți-mă pe mine. Le-am spus oamenilor, uite, ce știu să fac și uite ce nu știu să fac. Eu nu m-aș angaja pe mine pentru jobul ăsta, aș angaja pe alții. Uite, du-te la ăia. Și oamenii au apreciat chestia asta, dar cred că e ceva rar, nu știu, n-am mai întâlnit pe foarte mulți oameni care să facă asta. Am întâlnit pe unii în Brașov cu niște servisuri de motociclete, chiar super băieți, și mi-au zis, mă, eu nu știu să fac asta, dar uite, concurenții mei de acolo, ăia știu, au nu știu ce tester de Yamaha. Și m-am dus la ei. A fost foarte, foarte mișto să întâlnesc asta. Deci,
mândria asta a muncii ne, nu știu, ne lipsește. Și vreau să vă întreb pe voi, bă, sunt eu nebun, e prea important pentru mine să fiu eu mândru de munca mea, sau aveți și voi dilema asta? Adică sunt mai mulți ca mine care se gândesc, aș vrea să fiu mândru de ce fac și uite, nu sunt sau așa. Atunci schimbă jobul, de ce mai stai acolo? Fă ceva care să te, nu doar să te împlinească pe tine, dar ceva unde să zici, băi, ăsta este făcut de mine, mă, eu l-am făcut și sunt mândru, mă, de munca mea. Asta este o problemă cu românii și munca. După aia, o altă problemă este că noi muncim și așteptăm o chestie care, nu știu cum să o zic, se numește să ni se dea. Eu muncesc și aștept să mi se dea. Muncesc la fel, muncesc, dar vreau să primesc mai mult. Nu depun niciun efort, dar vreau să muncesc mai mult. Mi se pare tot timpul că suntem forjați de companii, de multinaționali și, într-adevăr, uneori, chiar așa și este, suntem forjați, suntem asupriți, să zic, sclavi pe plantație, da, am fost și eu pe acolo, știu cum e. Dar ideea asta de asumare, de mândrie, nu prea o găsesc. Și eu am studiat în Germania și în State un pic, băi, am găsit altă mentalitate și asta m-a ajutat pe mine să-mi formez, nu știu, o mentalitate de muncă, gen cum muncesc eu acum. Și mentalitatea mea este, bă, beneficiarul muncii mele primește ceva bun sau nu? Cam asta e ideea de bază. Vreau să vă întreb cum munciți voi. Cum munciți voi și dacă sunteți mândri de munca voastră. Da, în curând se face super seară și mâine trebuie să plec. Așa. Dar, băi, am vrut să înregistrez episodul ăsta. O să-l și public așa direct, fără să mai schimb nimic. E un episod așa din inimă și o să mai fac episoade din astea. Poate nu sunt cel mai bun eu speaker motivațional, o gânditor și așa, dar poate o să devin, cine știe. Dragilor, mulțumesc că m-ați ascultat și vă invit să dați un like dacă vă place. Dacă nu, dați dislike și aia, măcar să vă exprimați, frate, să așa. Dați-ne un follow pe Instagram. Până data viitoare, dragilor, mulțumesc că vă uitați la Mașina Potrivită și susțineți canalul Mașina Potrivită. V-am salutat! Pa, pa!